Alexandru Ciuta, medic la unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Deva, este singurul din județ care a fost cooptat într-un modul medical de răspuns la dezastre și care, dacă va fi solicitat, va pleca în Turcia să ajute sinistrații. M-a anunțat că încă din prima zi a cutremurului că este solicitat pentru a participa într-una din echipele de intervenții și să fie pregătit ca eventual în termen de 24 de ore să pornească la drum, coordonat, bineînțeles, de ISU, departamentul pentru situații de urgență, respectiv de doctorul Arafat. Cam asta știu despre ceea ce ar trebui să fie. N-a fost cazul deocamdată, însă știu că el este pregătit în orice moment să plece cu echipa înspre Turcia. A dat examenul de medic rezident, are post la Brad, la urgență Brad și l-am luat în echipa de la Deva știind că e un medic competent și că da, poate aduce un plus valoare la ceea ce vrem să fie spitalul de urgență Deva și UPU Smurd Deva.